Doamnelor, domnilor, bun găsit la Oameni și Povești, mă bucur să fim din nou împreună. A schimbat 10 joburi în doar 3 ani și de la meseria de grădinar a ajuns să fie milionar în euro. Astăzi este unul dintre cei mai apreciați experți în creșterea firmelor din România. Nu a avut bani să își plătească nici măcar biletul de autobuz. Azi vorbește despre câștiguri de 7 cifre. Are un vis. Să-i ajute pe antreprenori să se reîndrăgostească de business-ul lor și să le transforme în afaceri profitabile. Este un familist convins, adoră să călătorească prin lume alături de soția și fetița lui și iubește plimbările cu jet ski-ul. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Nu știu ce înseamnă să ai bani, doar să supraviețuiești. La 22 de ani am renunțat la cele două facultăți unde eram înscris și am plecat în Portugalia. Am ajuns să muncesc pământul în Arșiță, pe bani puțini, printre străini. Prin muncă am intrat în cea mai mare firmă de coaching din lume. Am învățat ce înseamnă să faci afaceri cu profesionalism, dar inima mea era acasă. Visul rămânea să fac ceva inedit în țara mea, pentru ai mei. Am venit în țară, dar m-am lovit de o mentalitate străină. În 6 luni am pierdut toți banii strânși cu greu în străinătate. Am fost la un pas de renunțare, dar atunci am realizat că lucrurile pot să fie făcute și altfel. Că ce e frumos, se obține greu. Dar victoria e mai plăcută. Așa că am continuat să lucrez cu pasiune. Și nu m-am înșelat. În câțiva ani am fost desemnat cel mai bun speaker din România la evenimentele Business Days. Am ajuns să lucrez cu oameni de afaceri de succes și companii de top din țară. Acum am o afacere fantastică alături de o echipă fantastică. Iubesc să educ, pur și simplu nu mă epuizează. Am făcut diferența în sute de afaceri și rezultatele lor sunt sursa mea de inspirație și energie zilnică. Simt zilnic binele pe care îl aduc societății românești și nu vreau să mă opresc aici. Vreau să ajung la cât mai mulți oameni pentru că știu că mentalitățile învechite pot fi schimbate. Succesul începe cu un vis, însă e un vis care poate deveni realitate. La oraș am început să fiu bagiocorit că-s bozgor, că, mă rog, și au fost destul de multe provocări. Era să fiu exmatriculat în liceu, am contribuit la furtul unui aparat de filmat. Au fost multe, multe seri, în primele 3-6 luni în care am adormit plângând. Mi era rușine să recunosc că nici măcar un euro n-am pentru biletul de autobuz. Cred că după o lună, două luni maxim de prietenie, eram decis că o să ne căsătorim. Wow! Asta da. Din partea ta sau și din partea Vaniei? I-am m-o cerut în căsătorie. Pentru mine, un bărbat, capul familiei, să nu pot să aduc bani pentru mâncare, era oribil. Colegii mei când se opreau pentru pauză, eu munceam în continuare. Eu făceam concurs cu mine în fiecare zi, cum reușesc să termin treaba mai repede. Până la urmă urmei, am ajuns la rugăciune, la un semn, dar semn din ăla aiurea, stupid, adică n-avea cum să se întâmple și am zis, dacă se întâmplă acest lucru, atunci mergem în România. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești și l-am alături de mine pe Laurent Soares-Sas. Bine ai venit, Laurent! Bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult că mi-ai acceptat invitația. Aștept de mult timp acest interviu și mă bucur că se întâmplă. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru introducerea asta foarte faină și pompoasă. Este adevărată. Nu pompoasă, noi spunem că tot ceea ce am spus este adevărat. Sunteți în România, tu împreună cu familia ta, mă refer la soția ta și fata ta, pentru câteva săptămâni. Cum a fost să veniți în România după câteva luni bune petrecute în Portugalia? Voi v-ați mutat acolo. Da. Cam la 3 luni vin în țară pentru ședințe cu echipa și acum am decis să venim o perioadă un pic mai lungă, o lună, pentru că am vrut să stea un pic de timp și fetița noastră cu mama și cu tata, pentru că există o legătură foarte puternică între ea și părinții mei, pentru că atunci când era micuță, în special mama petrecea destul de mult timp cu ea și simțeam că după un an de stat în Portugalia are nevoie de o dezintoxicație, dacă vrei, în sensul acesta, să petreacă un pic de timp cu părinții mei, să meargă un pic la țară, să se joace cu animalele, lucruri care nu sunt atât de la îndemână în Portugalia. Și de asta am decis să venim o perioadă mai lungă și ne bucurăm de fiecare dată să revenim în țară, evident. Să înțeleg că Melissa i-a plăcut foarte mult în România și îi place. Îi place. Chiar m-a întrebat cineva sâmbătă la biserică unde îi place mai mult. Zice, întreabă unde îi place mai mult. Și i-am spus că dacă o întreb în România, unde îți place, o să spună România. Dacă o întreb în Portugalia, unde îți place, o să spună Portugalia. Are această capacitate de a se adapta foarte ușor locului. Asta e foarte bine. Laurent, îmi place să spun de fiecare dată că poveștile frumoase încep din copilărie. Am găsit un citat în cartea ta, una dintre cărțile tale, unde scrieai la un moment dat: am avut o copilărie grea, dar frumoasă, care mi-a influențat semnificativ restul vieții. În ce fel ți-a influențat copilăria ta viața? Da, am crescut într-o familie care nu avea venituri extraordinare. Tata a început să lucreze când aveam eu 9 ani ca și pastor, înainte lucra în construcții, și mama n-a mai lucrat din cauza schimbărilor foarte dese pe care le făceam cu familia. Și noi suntem 3 frați, a fost o perioadă, cred că suntem singurii și în acest moment când toți 3 frați eram în același timp la liceul din Cluj. Și a fost provocator, atât perioada din copilărie înainte să ajungem acolo, cât și după aceea când ne-am mutat. La țară, acum nu vreau să pară cine știe cât de greu, pentru că orice copil care crește la țară e obișnuit să lucreze pământul, să meargă cu vacile la păscut, să. Și am crescut pe acolo, în contextul respectiv. Ulterior ne-am mutat la oraș, acolo a fost greu din punct de vedere social. Am fost destul de mult batjocorit, fiind crescând într-un sătuc unde toți erau maghiari. Până la 9 ani eu nu știam română, decât știam cuvinte. Tata mă punea să învăț 50 de cuvinte în română și 50 în engleză în fiecare zi. Și când am ajuns la oraș am început să fiu batjocorit că-s bozgor, că, mă rog, și au fost destul de multe provocări și în copilărie și în tinerețe, dar până la urmă urmei acele momente m-au întărit, m-au făcut să fiu mai luptător, m-au făcut să-mi fie mai ușor să nu-mi pese de ce cred ceilalți din jurul meu. Practic toate cele mici momente au construit omul care sunt astăzi. Ai reușit să înveți destul de bine română. Cum a fost? Le ziceai la un moment dat că ziceau bozgor? Da, când eram în liceu, atât de tare m-a supărat această etichetă de bozgor, care înseamnă de fapt un om fără țară, și pe mine m-a enervat că, da, eu sunt român, eu sunt născut în România, că am vorbit, sunt de etnie maghiară și până la 10 ani am vorbit altă limbă, ce treabă are? Și atunci am decis în liceu, în clasa nouă, că o să învăț atât de bine român încât nu o să-și dea seama nimeni că sunt de etnie maghiară. Nu că mi-ar fi rușine de acest lucru, ci pur și simplu nu mai vreau să primesc această etichetă de bozgor. Și prin clasa 10-a deja vorbeam foarte, foarte bine română. Acum, fiind căsătorit cu o portugheză, trăind în Portugalia, mai am anumite provocări, plus că știți foarte bine dezacordurile la cei care suntem de maghiară există, pentru că în maghiară nu există acorduri. Tu ești frumoasă, eu sunt frumoasă, toată lumea e frumoasă. Același gen. Exact. Și atunci, noi când vorbim în română, trebuie să ne gândim, oare ce-i masculin sau feminin? Și după ce am învățat portugheză, în portugheză sunt anumite cuvinte la care genul invers, ce-i română e masculin, acolo e feminin. Și e o varză autentică în capul meu câteodată cu limbile acestea, dar ce s-a întâmplat este că atât în cariera mea de speaker, că practic din asta făceam bani ani de zile din a vorbi în public, oamenii au început să aprecieze naturelețea, au început să aprecieze că atunci când greșeam și făceam dezacorduri, glumeam cu acest lucru, nu mă luam prea în serios și nu mă supăram dacă făceam
făceam aceste greșeli și au apreciat mai mult acest lucru decât perfecțiunea. Da, atitudinea contează mai mult, așa cum ție îți place să spui. Da. Bun, ai menționat un moment dat de liceu. Acum spune-ne cum erai tu în timpul școlii. Ce fel de elev ai fost? Un elev silitor? Oh. Sau? Nu. Aveam note destul de ok, în sensul că eram atent la ore, când mergeam la ore, că am chiulit foarte mult, dar când mergeam la ore eram atent și prindeam destul de repede și țineam minte și luam note destul de ok. În liceu, țin minte, am fost al treilea, al patrulea din clasă fără să învăț, deci niciodată. Iar cei care erau pe locul 1 sau 2 erau literalmente îngropați în cărți. Dar n-am avut neapărat un comportament care ar merita dat ca exemplu sau copiat sau de departe. Era să fiu exmatriculat în liceu, la fel și în școală, multe, multe proste. Nu știu, în clasa 8-a, țin minte și acum că am luat o notă proastă la limba română și ca și răzbunare am spart geamul de la clasa profesorului, am luat cioburile de acolo și le-am pus la roțile profesorului. Cam în momentul în care pleacă cu mașina să-i se spargă roțile și cineva care trecea pe stradă a văzut acest lucru, ne-a spus la director și până la urmă urmei am ajuns să fim descoperiți și țin minte că tata pedeapsa pe care a pus-o a fost să merg eu să caut la firme de dezmembrări cauciuc de cumpărat pentru profesorul respectiv și ulterior vara respectivă a trebuit să muncesc ca să pot să plătesc cauciucul respectiv ca și lecție de genul acțiune tale au consecințe. Wow. În liceu am contribuit la furtul unui aparat de filmat, deci wow. Oribil, oribil, un comportament. Cred că eram într-o perioadă de revoltă. Da, eram revoltat pe poate strictețea și toate ordinea cu care crescusem prin biserică și toată eticheta asta, ești fiu de pastor, trebuie să ai un comportament. Și atunci când am scăpat de sub părinți, practic din subordonarea lor și am mers la liceu, la internat, am zis gata, sunt liber. Și am căzut în cealaltă extremă. Și plus regulile internatului. Da, 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 da. Acolo era cam ca la armată. Exact. Rezit, ordine, învățat. Exact. Și atunci cu cât constrângi mai mult o persoană, cu atâta va vrea să spargă constrângerea respectivă. Este o regulă în univers care spune că dacă vrem foarte multă ordine, cineva va trage automat în direcția opusă, în haos. Și asta s-a întâmplat cu mine în perioada liceului. Din fericire și mulțumesc lui Dumnezeu, am fost într-un liceu creștin unde oamenii au perceput și au procesat aceste lucruri altfel. Pentru că într-un liceu normal eram pur și simplu exmatriculat și hai pa, la revedere, poate ajungeam și pe mâna poliției. La liceu adventist am avut parte de niște oameni care au înțeles că acel comportament este ceva temporar și metoda prin care rezolv comportamentul respectiv este prin dragoste, nu prin pedeapsă. Asta e foarte bine. Și acel lucru mi-a schimbat total viața. De asta când aud lucruri despre liceu, că nu e un liceu suficient de bun, liceul respectiv mi-a schimbat viața. Foarte frumos. Comportamental vorbind. Da. Chiar dacă academic n-a fost cine știe ce, pentru că eu n-am luat nimic în serios în perioada respectivă, comportamental a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Amintiri foarte frumoase din perioada liceului. Trecem acum la o altă etapă din viața ta, perioada în facultate. La un moment dat ai luat o decizie decisivă, să spun. Ai renunțat la două dintre facultățile la care tu erai deja cursant și ai ales să mergi în Portugalia. De ce? Fusesem în Portugalia timp de o lună și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut țara, mi-a plăcut oamenii, clima și oarecum după luna respectivă eram foarte hotărât că vreau să mă întorc în Portugalia. M-am întors în România, am mai stat vreo 5 luni de zile la facultate, dar aveam aceeași problemă. Nici la facultate nu eram foarte serios, aveam câteva examene picate deja. Și ca să scap de presiunea asta că, uite, s-ar putea să pici anul, am zis, îngheț anul și plec și am scăpat de presiune. Și așa am plecat în Portugalia din dorința de a trăi acolo și oarecum de a scăpa de responsabilitatea facultății din România. Pentru că era foarte multă presiune în jur de la prieteni, societate, fă facultate, fă două facultăți, ești băiat inteligent, fă ceva cu viața ta. Era această presiune pe care am simțit-o și atunci și ca să scap de presiune, nu eram suficient de matur să spun nu mă interesează ce vreți voi pentru viața mea, e important ce vreau eu. Am fugit oarecum de responsabilitatea asta a facultății. Cumva părinții cum au reacționat? Ok, nu erau ei responsabili pentru viața ta, dar au avut o reacție bună. Da, păi aveam 19 ani pe vremea respectivă și făceam 20, era normal. Încă
să am această oarecum subordonare față de ei și să le cer aprobarea să plec. Țin minte că atunci când le-am spus părinților că vreau să plec în Portugalia definitiv... Și să renunț la studii, da. Adică bine, înghețasei, dar... Da, bine, asta a fost povestea. Îngheța anul și mă întorc eu. În capul meu era clar că nu mă mai întorc, da. Dar țin minte că exact după ce am vorbit cu părinții mei, tata a avut o întâlnire pastorală și a fost un invitat din străinătate, nu mai știu cine este. Și într-o pauză tata s-a dus la această persoană și a întrebat, uite, copilul meu vrea să plece în străinătate. Și acel pastor i-a spus la tata, l-a educat, lasă-l să zboare. Și oarecum a venit înapoi de la acea întâlnire și cu gândul împăcat că ok, îl lăsăm să plece. A fost mult mai deschis și a acceptat mult mai ușor. Da. Oricum plecam. Deci plecam și dacă nu aveam aprobarea lor, pentru că îmi doream foarte mult să ajung acolo. Și ai ajuns acolo. Da. Ai ajuns în Portugalia și prima ta meserie a fost grădinar. Munca fizică știm că nu prea îți place și grădineritul nu te atrage niciun fel. Cu toate astea ai început și ai făcut o muncă foarte faină, pentru că ai fost apreciat. Da. Nu era neapărat că nu-mi plăcea munca fizică, evitam munca fizică. Crescând la țară și muncind foarte mult fizic, și după aceea și în fiecare vară mergeam să lucrez în construcții, să câștig ceva bănuți pentru tabere, pentru chestii de genul acesta, eu am decis la un moment dat, la vreo 18-19 ani, că nu mai vreau să lucrez fizic în viața asta, vreau să lucrez cu mintea. Și am ajuns în Portugalia nevorbind limba, necunoscând pe nimeni, a fost singurul loc de muncă care l-am găsit, pentru că cu iarba nu trebuie să vorbești, patronul meu îmi arăta ce trebuia să fac și eu făceam și a fost primul loc de muncă pe care l-am obținut atunci. A fost bine, având evident experiența de la țară, lucrând foarte bine câmpul, patronul meu a fost super impresionat. După câteva săptămâni era, wow, ce harnic și muncitor ești. Deja începea să-mi povestească, o să ajungi să lucrezi la birou și o să crești în firma și deja avea planuri mari pentru mine. Eu observase că tu ești fascinat de ceea ce faci, ești pasionat de grădinărit. Da, nu eram, eu vreau să scap cât mai repede de grădinărit și ulterior am învățat un principiu care acum îl și predau. Când vrei să scapi de un lucru, fă-l cât mai bine posibil, pentru că cineva o să observe că ești bun și te va promova sau te va recruta sau o să te scoată din contextul respectiv. Oamenii au mentalitate inversă. Dacă nu-mi place, când o să găsesc locul de muncă ideal, atunci să vezi cum o să lucrezi. Nu, când nu-ți place, atunci să muncești cu toată pasiunea ca să scapi cât mai repede de acolo. Tu atunci ai dat 100%, ai fost remarcat și, bineînțeles, ai și fost promovat foarte repede în alte meserii. Până să ajungem acolo, spune-mi care au fost provocările tale cele mai mari în Portugalia. Eu sunt o persoană destul de sociabilă, cu un cerc de prieteni foarte fain care l-am avut în România. Am plecat în Portugalia și zero prieteni, zero socializare, limba o învățam atunci, încă nu vorbeam. Munca fizică era destul de solicitantă. Da, și nu numai că era muncă fizică solicitantă, era și partea de, neavând suficienți bani, mergeam pe jos la locul de muncă și era câte o oră jumate mers pe jos. După aceea munceam ore lungi în căldura din Portugalia și mă întorceam înapoi seara tot pe jos. Mâncam și mă culcam și au fost multe, multe seri, în primele 3-6 luni în care am adormit plângând. Plângând de dorul României, plângând de dorul, acelei vieți în care părinții ne susțineau la școală, la facultate, știi, când ne trimiteau mâncare și toate acelea au dispărut. Practic am picat într-un context în care a trebuit să-mi asum 100% responsabilitate pentru viața mea. Mergeai pe jos pentru că nu-ți permiteai biletul de autobuz. Da. A trebuit să faci alte sacrificii, nu știu, mă gândesc, poate nu s-au ajuns vreodată banii pentru hrană. Cu hrana n-am avut probleme dintr-un motiv simplu. La început am trăit la o familie portugheză și ei m-au primit la ei acasă și practic mâncam la ei. Uh-huh. Ei amândoi lucrau pe vremea respectivă într-un restaurant vegetarian și îmi aduceau mâncare seara pentru a doua zi. Mâncare n-a lipsit. La haine nu prea mă descurcam pentru că câștigam practic salariul mai puțin decât minimul pe economie, pentru că încă nu aveam actele ieșite să pot să lucrez legal și atunci s-a cam profitat de acest lucru. Și a fost, eu țin minte de exemplu când am început să încerc să o cuceresc pe actuala mea soție, că biserica la care mergea la ea era la 12 km de liceu unde locuiam eu în internat atunci. Și mergeam sâmbătă dimineață pe jos până la biserică și când se termina biserica, așteptam să plece toată lumea de la biserică, după care mă puneam în stație de autobuz ca și cum aș aștepta autobuzul și după ce pleca toată lumea, plecam pe jos înapoi 12 km la internat. Mi era rușine să recunosc că nici măcar
un euro un an pentru biletul de autobuz. Wow. Și, dar, cum să zic, pe vremea respectivă nu le consideram neapărat ca și sacrificii. Eram obișnuit cu lipsuri, eram obișnuit cu asta este, atâta ai, te descurci. Acum, uitându-mă în spate, le văd ca și, uite, au fost niște sacrificii pe care le-ai făcut, dar câștigul a fost mult mai mare pe termen lung. Atunci ai început să înveți să-ți administrezi veniturile? În nu, mai târziu, mai târziu. De fapt, când am început prietenia cu actuala mea soție, ea a fost cea care a adus un pic mai multă ordine din punct de vedere financiar și doar pe la vârf. Da. Și acum ea este cea care administrează banii noștri, ea împarte bugetele noastre. Foarte tare, da, incredibil. Da, e mult mai organizată decât mine. Cum ai cunoscut-o pe scurt, să ne spui? Știu că e o poveste lungă, cum ai cunoscut-o pe Vania? Cred că o să scriu o carte într-o zi pentru tineri să înțeleagă ce înseamnă perseverența și din punctul ăsta de vedere. Prima dată ne-am văzut într-o tabără, acolo ne-am cunoscut, de atunci ea avea prieteni și ulterior ea cântă și are un CD înregistrat acum mulți ani cu un alt cântăreț din Portugalia și a venit să prezinte CD-ul ei la noi la biserică și la sfârșit m-am dus și am cumpărat un CD și am cerut un autograf. Și în timp ce dădea autograful pe CD, i-am cerut adresa de e-mail și i-am spus că o să-ți scriu, dar sigur n-o să răspunzi, adică am vrut să o provoc un pic. Și ea oarecum revoltată, cum adică nu o să-ți răspund, o să vezi că o să-ți răspund. Și am început să schimbăm e-mail-uri, că na, nu exista social media pe vreme ca și acum. Am început să schimbăm e-mail-uri, doar că discuțiile erau foarte seci. De ce? Pentru că nu știam foarte bine portugheză. Dar după 6 luni de umblat după ea, cum se spune, da? A tonat terenul. Da, am reușit să o conving să-mi fie prietenă și cred că după o lună, două luni maxim de prietenie eram decis că o să ne căsătorim. Wow! Asta din partea ta sau și din partea Vaniei? Ea m-a cerut în căsătorie. Cum a fost? Hai spune, dacă tu ai ajuns la subiectul ăsta de fain. Eram, oarecum eram amândoi hotărâți că gata, ne-am găsit și vrem să petrecem restul vieții împreună și eram într-o zi, mergeam pe malul oceanului cu mașina, eu conduceam, ea era în dreapta și se întoarce la un moment dat la mine și zice, tu vrei să te căsătorești cu mine? Și am zis, stai să trag pe dreapta, cum? Sigur, n-ai făcut accident. Da, și am zis, wow, cum? Și, deci, practic, aia a fost momentul verbalizat în care a spus ceva de genul acesta și n-am avut niciodată o cerere în căsătorie din aia romantică, cu flori, cu nu știu ce. Ce a fost un ceva foarte spontan, foarte natural, dar simțeam oarecum că o să petrecem restul vieții împreună. V-ați hotărât după prima, a doua lună să vă căsătoriți? I-ați cunoștea problemele financiare? Da, păi eram ajutor de bucătar pe vremea respectivă. Ea mă știa de vreo 7-8 luni deja. Ea era cea care primea bani de la părinții ei pentru mâncare, că era la facultate pe vremea respectivă. Nu cheltuia toți banii din ziua respectivă ca să pot să-mi cumpere și mie mâncare sau să-mi dea bani. Deci, practic, ea îmi cumpăra haine ca să am cu ce să mă îmbrac, îmi aduce mâncarea de acasă, să am ce să mănânc la internat. Deci știa exact prin ce trec. Ulterior am întrebat, ce ai văzut? Adică român, imigrant, fără acte, fără studii, ce? Și ea zicea, ai fost drăguț cu mine, mi-ai dat valoare mie și am văzut potențialul din tine ca om, ca bărbat, nu neapărat ca profesionist. Cât de frumos! Și ce vedea la ea, zicea că ce vedea la mine este că eram harnic, muncitor. Și tatăl ei este un om, și acum are 70 și ceva de ani și în continuare lucrează și e foarte muncitor. Și spunea, vedeam în tine ca pe tatăl meu un om dedicat muncitor și asta pentru mine era suficient. Bun, și vestea pe care le-ai dat-o viitorilor socri, că ai spus de tatăl Vaniei. Cum a fost când au auzit că voi doriți să vă căsătoriți? Complicat. Problema nu era neapărat că era cu mine, pentru că după câteva luni de prietenie și-au dat seama că sunt o persoană serioasă, am intenții serioase cu ea și că o să fac tot posibilul să-i dea o viață cât mai bună. Evident, nu visam la ceea ce avem astăzi, nici pe departe, nici noi, nici ei, nimeni, cred că din jurul nostru, dar problema era că era prea devreme din perspectiva lor. În Portugalia, căsătoria se întâmplă 25-28, mai târziu. Da. Ea avea 21 de ani, eu aveam 23 de ani și era prea devreme din perspectiva lor. Și atunci, ca să întârzie cumva decizia noastră, au spus că nu o să ne susțină niciun fel în decizia noastră. Noi ne așteptam ca ei să ne ajute cu ceva bani, pentru că eu nu aveam de unde, familia mea nu avea de unde,
Vania n-avea de unde și atunci ca să putem să organizăm nunta aveam nevoie de avansuri, sigur, de dat avansuri. Și a spus că nu o să ne susțină niciun fel și acest lucru am ambiționat-o și mai mult pe soția mea și a spus ok, dacă nu mă susțineți voi, atunci mă duc și găsesc eu soluții. Și ea era la facultate și a început să lucreze seara, până la 10 seara, ca să câștige ceva bănuți, ca să putem să punem deoparte pentru nuntă. Și doar cu o lună și ceva înainte de nuntă, când au văzut că n-au nicio șansă să ne oprească, atunci au zis ok, hai să vă ajutăm totuși cu ceva. Wow, dar voi cu cât timp înainte i-ați anunțat că vreți să vă căsătoriți? Nu mai știu exact, dar cred că vreo 6-9 luni. Aha, și atunci voi ați început în perioada asta să economisiți. Da, pentru că noi a trebuit să facem și nunta la civil un pic mai devreme pentru actele mele, să poată să iasă actele în momentul în care ne căsătorim la biserică deja sau am actele. Deci noi ne-am căsătorit cu 3 luni înainte la civil, înainte de nunta de la biserică. Și atunci i-am anunțat un pic mai devreme și pe ei. Și a fost o perioadă provocatoare. Tatăl ei spunea că nu o să vină la nuntă. Soția mea spunea că dacă nu vine la nuntă nu mai vorbește cu el. Au fost câteva tensiuni acolo, dar cum spuneam, nu avea neapărat legătură cu mine sau cu relația noastră, cât avea legătură cu simțeau că își pierdeau fica, practic, erau foarte atașați de ea. Și... Da, și până la urmă de cultură. Da. A venit un moment important în viața ta, a urmat, te-ai angajat la Action Coach. Cum a fost la interviu? Cum ai ajuns să lucrezi pentru această firmă renumită? Da, Action Coach este și în acest moment cea mai mare companie de business coaching din lume și eu lucram într-un colegiu adventist la secretariat și una dintre colegele mele de la secretariat cunoștea, de fapt, ginerele ei, avea un birou Action Coach în Porto și căuta un asistent. Și îmi spunea această doamnă, du-te la interviu pentru că tu ești un băiat harnic, ai potențial, poți să crești. Ziceam, dar eu nu știu cu ce se ocupă firma asta, nu știu ce-i coaching, nu știu ce-s business-urile, n-am ce să caut într-o firmă de genul acesta. La care spunea, da, du-te la interviu că în cel mai rău caz primești un nu și da, măcar ai încercat. Ok, merg la interviu. Și țin minte la interviu că ulterior l-am întrebat pe fostul meu șef de ce m-a angajat și țin minte că întreba la interviu de ce să te aleg pe tine și nu pe ceilalți candidați care au venit la interviu. Și am spus, sincer, habar n-am ce faceți, nu știu cu ce se mănâncă ceea ce faceți, dar îți promit că o să fiu persoana care o să învețe cel mai repede. Și mi-a spus că această atitudine și dorința de învățare și creștere l-a impresionat și a decis să mă angajeze. Decizie bună și pentru el și pentru mine. Ulterior am devenit foarte bun în ceea ce făceam, am crescut foarte mult în interiorul firmei, foarte repede și m-a ajutat și pe mine și l-a ajutat și pe el să crească firma. Cum reușeai să avansezi atât de repede? De la un post la altul, de la o meserie la alta, dar aici în Action Coach ai avansat destul de repede. Da. Care era secretul? Înainte să ajung la Action Coach, secretul era foarte simplu. Munceam, etică de muncă extraordinară. Deci munceam, colegii mei când se opreau pentru pauză, eu munceam în continuare. Eu făceam concurs cu mine în fiecare zi, cum reușesc să termin treaba mai repede. Și vă dau un detaliu care poate să fie banal, dar cam asta era ADN-ul meu. La un moment dat lucram în bucătărie și trebuia să spăl vasele și tava cu care veneau copiii să mănânce. Mă întrebam, într-o zi mi-am dat seama că mă întrebam cum să întorc tava sub apă, să scot mai repede spuma de la detergent în așa fel încât să pun mai repede la uscat. Cum pot să pun la uscat tava în așa fel încât să nu le suprapun, să fie distanță între ele, ca să se uște mai repede. Incredibil. Pot să pun undeva lângă geam să intre aer, să se uște mai repede, pentru că practic avea o filozofie, dacă îți termin treaba, puteai să pleci. Și făceam concurs cu mine în fiecare zi să văd câte minute îmi trebuie să fac asta, asta, asta. Și încercam să mă autodepășesc în fiecare zi, în fiecare lucru pe care îl făceam, lucru care se întâmplă și acum. Și în lucrurile mai puțin bune, nu știu, și în trafic am chestia asta. Dacă ajung în București în 5 ore, cum ajung în 4 ore și 50? Care câteodată e o prostie până la urmă, dar această competitivitate cu mine a fost ceva care mi-a fost insuflat din copilărie și m-a ajutat să cresc în carieră înainte să ajung la Action. La Action, această etică de muncă a venit cu un boost, educația. Și când am început să învăț și să citesc și să merg la cursuri și să am această etică combinată cu cunoștințe, creșterea a fost astronomică. Da. Decizia ta de a veni după un an și o zi de la nuntă în România a fost șocantă, poate, pentru mulți, pentru familia ta, pentru socrii. Cum au reacționat cei din Portugalia și apoi ne spui și de cei din România? Păi gândește-te, dacă a fost un șoc că ne-am căsătorit așa de vreme, după un an de zile, zicem, ne mutăm în România. România care,
cu cât îmi iubesc eu țara, e cu 10-15 ani în spatele Portugalei ca și dezvoltare, ca și stil de viață și toate acestea. Și era, a fost un pic provocator să înțeleagă de ce. Însă în capul meu era în felul următor. Eu lucram atunci la Action Coach și am ajuns la un nivel la care simțeam că aș putea să cresc mai mult, dar nu mi se permitea pentru că n-aveam studii, pentru că eram străin, nu vorbeam perfect portugheză și eu vreau să ajung să fiu business coach în firma respectivă. Și nu mă lăsau. Oarecum eram limitat din punctul ăsta de vedere. Și atunci am decis, ok, merg și încep ceva pe cont propriu în Portugalia sau merg în România. Și mi-am dat seama că în România nu prea exista acest domeniu sau erau foarte puține în acest domeniu. Și atunci am discutat foarte mult despre asta cu soția, despre mutarea în România și până la urmă am folosit toate tehnicile pe care le-am citit în cărți despre plusuri, minusuri, avantaje, dezavantaje, tot. Și nici cum nu reușeam să decidem dacă mergem sau nu și până la urmă urmei, cu asta trebuia să începem, dar până la urmă urmei am ajuns la rugăciune, la un semn, dar semn din ăla aiurea, stupid, adică n-avea cum să se întâmple. Și am zis, dacă se întâmplă acest lucru, atunci mergem în România. Și s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Era, la nuntă am primit o piatră de la câțiva prieteni cu numele lor și cu numele nostru pe piatră respectivă. Și o țineam la intrare în casă. Și o luam practic vineri, măturam de desubt și puneam înapoi la intrare. Și într-o vineri seară ne-am rugat că dacă sâmbătă dimineață nu e acolo piatră, înseamnă că trebuie să ne mutăm în România. Deci îți dai seama cam cât era intenția noastră să ne mutăm în România. Tindeam să rămânem. Și am pus semnul în așa fel încât să rămânem. Dar piatra nu era acolo a doua zi dimineață. Și atunci am făcut bagajele în 3 luni de zile și am plecat. Wow! Urma să te întreb cum ai reușit să o convingi pe Vania, dar practic v-ați convins instantaneu amândoi după acest așa zis stupid semn. Da, care unii o să spună că e un miracol, alții o să spună că astea sunt prostii. La noi ce s-a întâmplat este că ulterior am descoperit cum s-a întâmplat. Noi stăteam în aceeași curte cu încă o familie, practic noi închiriam garajul transformat în casă a unei familii și domnul care stătea în casa respectivă a decis să măture el în vinerea respectivă, a luat piatra și a uitat să o pună înapoi. După câteva zile a venit și a cerut scuze. Și zice, uite, scuze, am uitat să pun piatra înapoi. Și am spus, n-ai uitat, așa a trebuit Nimic să fie. Nimic nu este întâmplător. Și așa am decis să venim în România. Și mulțumim Dumnezeu că am decis pentru că a fost o decizie bună pentru familia noastră, pentru businessul nostru, pentru viața noastră profesională, pentru viața noastră spirituală. Din toate punctele de vedere am crescut ca și oameni, ca și cuplu, ca și familie foarte mult aici. După 6 luni, după venirea ta în România, toate economiile voastre s-au dus. Efectiv, firma a dat faliment. La un moment dat spuneai în cartea ta, că, una dintre cărțile tale, că nu aveți nici cu ce să vă mai plătiți facturile sau mâncarea. Cine v-a susținut în perioada respectivă? Cine a fost alături de voi? Cum ați trecut peste? Fratele meu mijlociu, care fusese la nunta noastră în Portugalia și care a văzut ce facem, a insistat destul de mult să venim în România. Îmi spunea, uite ce faceți acolo, e fain, în România nu există, hai și învață și pe român ceea ce învățați acolo portughezii. Și oarecum și el a influențat decizia noastră, cel puțin să ponderăm dacă merită să venim în țară sau nu. Și cred că la un moment dat se simțea un pic vinovat când vedea că lucrurile nu merg. Noi în 6 luni de zile banii pe care i-am adus, să nu-și imagineze oamenii că a fost o avere. Erau 2000 de euro care ne-au rămas de la nuntă. Atâta tot. De fapt, 2000 de euro din care 1000 și ceva au fost o mașină pe care am cumpărat-o la nuntă și am vândut-o înainte să venim. Deci nu era o sumă astronomică, dar am pierdut banii respectiv în 6 luni de zile și zero rezultate, zero clienți, zero înscrieri, zero contracte. Și oarecum cred că se simțea un pic vinovat că ne-a convins să venim în țară, dar și evident din dragoste frățească, am stat la el, ne-am mutat la el, mâncam la ei, ei ne dădeau mâncare, ei ne dădeau cazare și eram la ei acasă practic. Cum a fost pentru Vania perioada asta? Era departe de părinți, departe de țara Portugalia, îi place foarte mult la ocean, la apă și a venit în România, nu mai avea nimic din toate astea, prieteni și erați și într-o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar. Da. Eu când ne-am mutat în România, înainte să ponderăm această posibilitate, i-am promis că dacă vine cu mine, în maxim 10, maxim 15 ani, o să ne mutăm înapoi în Portugalia cu viața rezolvată din punct de vedere financiar. Și îți dai seama, după 6 luni de zile, zero. Zero. Nici măcar bani de mâncare, adică nu știu cum gândesc alții, dar pentru mine un bărbat, capul familiei, să nu pot să aduc bani pentru mâncare, era oribil. Pentru ea erau semnele de întrebări. De ce am venit? Ce a fost în capul nostru? Dar în același timp, ea niciodată, nici o secundă, nu mi-a arătat aceste semne de întrebări mie.
Ea întotdeauna îmi spunea, am încredere în tine, o să reușești, o să mergi mai departe, că o să fie ok, chiar dacă ea avea lupta ei interioară. Și a fost și o perioadă la început când a plecat înapoi o lună și ceva în Portugalia, eu eram aici, încercam să lucrez și ca să pot să lucrez mai multe ore, ea s-a dus în Portugalia și a stat acolo un pic să se reconecteze din nou cu cei de acolo. Dar a fost provocator. A fost provocator pentru că veneam cu un plan și nu vedeam posibil, sau mă rog, nu că nu vedeam posibil, era foarte greu de realizat. Practic în decembrie 2008 eram în faza în care eram fără bani și trebuia să decidem dacă închidem firma, ne întoarcem în Portugalia, închidem firma și mă angajez undeva în România, sau dacă mai încerc. Și? Și în decembrie părinții soției ne-au plătit biletul de avion să mergem în Portugalia de Crăciun și nu aveam bani nici pentru asta, evident, și pe avion citeam o carte și subtitlul la unul dintre capitole era un citat, nici nu știu a cui e citatul, care spunea, oamenii de succes își încep succesul unde majoritatea renunță. Și am zis, ok, majoritatea probabil că ar renunța după ce au pierdut toți banii, după ce au ajuns în dificultatea în care am ajuns și noi, dar oamenii de succes aici încep, ok, atunci merg mai departe. Și am decis că iau bani împrumut încă 3 luni de zile să încerc să promovez ceea ce am de gând. Ce s-a întâmplat este că în ianuarie am semnat primele 4 contracte, care evident au fost rezultatele muncii de 6 luni. Nu s-a întâmplat miraculos într-o lună. Dar dacă nu am fi făcut acest lucru, nu eram astăzi aici, nu aveam firma pe care o am, nu am fi avut impactul cu echipa mea în România pe care l-am avut, n-ar fi existat aceste lucruri. Te-ai dezvoltat foarte frumos și ai perseverat în domeniul tău. La un moment dat spuneai că audiența ta la unul dintre seminare a fost de 1300 de oameni, de persoane la Timișoara. Acum vreau să te întreb cum a fost la primul tău seminar prezentat. În București, în Cluj, cred. În Cluj. 14 persoane, din care 12 erau mama, tata, cumnată mea, frate meu, băiatul care filma și pe el l-am numărat în 14. Deci, practic, erau 2 potențiali clienți în sală la primul seminar. L-am făcut și l-am făcut și pe următorul și l-am făcut și pe următorul și am avut câteva zeci de persoane la început. Până am ajuns în România, cel mai mare a fost cu 1300 de persoane în Timișoara. Țin minte și acum că a venit poliția să dirigeze traficul, pentru că era pur și simplu și domnul care lucra acolo la sală unde aveam închiriat, zicea, și când sunt întâlniri de partid și îi plătesc să vină, nu vinați oameni, ce faceți cu ei? Wow. Și ce s-a întâmplat este că în mulți ani, pentru că au fost practic 10-11 ani de seminarii săptămânale, aveam săptămâni în care aveam 6 seminarii pe săptămână în diferite orașe din țară și această perseverență în a face un lucru până la urmă urmei crește. Adică exact ca și tăiat unui copaci dacă lovești în același loc și cu o furculiță dacă lovești copacul în același loc ani de zile, tot se taie. Și această perseverență, oricât de slab ai fi, oricât de incompetent ai fi, dacă perseverezi în ceva, mai repede sau mai târziu vei ajunge la excelență. Și la rezultate. Firma ta a dat rezultate frumoase, dar și s-a dezvoltat, dar și tu te-ai dezvoltat în paralel. Când ai venit în România, citisei 300 de cărți. Acum câte ai citite la activ? Peste 700 citite, în sensul că sunt și ascultate audiobook-uri și rezumate și citite, dar undeva pe peste 700 de cărți. Multe cursuri. Anul trecut am făcut un calcul, urma să fac un curs despre importanța educației și importanța de a investi în educație și am făcut un calcul, am stat jos să văd câți bani am investit în cursuri, deplasări în străinătate, în Statele Unite, la diferite cursuri și ajunsesem undeva la 250.000 de euro investiți în educația mea proprie, nu în educația angajaților mei sau familiei, în educația mea proprie, în consultanți, coach, cursuri, cărți și așa mai departe. Și evident că acest lucru e o investiție care are randament, exact ca și orice altă investiție, doar că are un randament mult mai bun decât investițiile în imobiliare sau în criptomonede sau în orice altceva, pentru că e acumulare de cunoștințe pe care dacă o transformi în acțiune aduce rezultate. Și de asta sunt multe cărți, sunt multe cursuri, plus că aveam acest sentiment de inferioritate și de impostor tot timpul, că neavând studii, cum înveți tu antreprenorii să facă business dacă nici măcar n-ai studii de business? Mm-hmm. Și atunci compensam prin educația non-formală. Citeam mult mai mult decât cei care aveau cursuri. Pentru că așa mă linișteam și pe mine că ești bun. Nu mi-am dat seama că e de fapt un exercițiu extraordinar pentru dezvoltarea mea. Iar ce spuneai un pic mai devreme e foarte important și pentru cei care ascultă acest interviu și văd acest interviu, e foarte important să țină minte acest lucru.
firma s-a dezvoltat frumos și eu m-am dezvoltat. Ele, de fapt, merg mână în mână. Firma n-are cum să dezvolte dacă proprietarul nu se dezvoltă. Nivelul la care sunt eu ca și proprietar este nivelul la care ajunge firma. N-are cum să mă depășească. Doar dacă mă dau la parte și pun un director în locul meu care să conducă firma la următorul nivel. Altfel n-are cum. Și atunci e esențial, dacă vrei ca firma ta să crească, dacă vrei din punct de vedere financiar să crești în viață, dacă vrei ca și relațiile tale să fie mai bune în viață, orice, prima dată trebuie să crești tu. Apropo de relații, John Maxwell spune că cei de lângă tine sunt un lift care te pot duce în sus sau în jos. Vania citea la fel de mult ca tine? Nu, Vania nu citea și a fost una dintre provocări, pentru că exact de John Maxwell s-a legat un episod foarte fain în care l-am întâlnit personal pe John, chiar vedeam pozele mai devreme aici în emisiune, și l-am întrebat exact acest lucru. Cum aș putea să o fac pe soția mea să citească? Pentru că ajunsesem la un moment dat în căsnicie la o provocare. Eu am intrat în firma de coaching și m-am dezvoltat foarte repede. Soția mea nu citea și atunci ea a rămas la același nivel de înțelegere, dezvoltare. Și la un moment dat ajungeam seara acasă și simțeam că nu mai înțelege lucrurile cum le înțeleg eu. Aveam altă mentalitate. Și atunci era provocarea, ce faci? Te oprești din dezvoltare? O dezvolt pe ea? Divorțăm? Ce facem? Și cum divorțul nu intra în calcule, eu nu vreau să mă opresc din dezvoltare, pentru că mi-am dat seama cât de fantastic este să poți să înveți și să te dezvolți. Trebuia să găsesc o metodă să ajut pe ea să se dezvolte. Și l-am întrebat pe John ce să fac. Și mi-a spus, fă ce-au făcut părinții mei pentru mine. Zic, ce-au făcut? M-au plătit să citesc. Și am zis, ok, zice, dar nu oricum, pentru fiecare carte citită dai contravaloarea cărții respective. Dacă ai cumpărat o carte cu 20 de euro, citește cartea, îi dai 20 de euro. Și practic după evenimentul respectiv am ajuns acasă și am întrebat soția mea, vrei să câștigi bani? Și a spus, sigur că da, de ce nu? Și i-a spus, ca să câștigi bani, citește și eu o să te plătesc. A început să citească, îi place, ulterior i-a plăcut să citească și după un timp n-am mai fost nevoie să o plătesc să citească, pentru că a devenit o plăcere. Și așa s-a dezvoltat și ea și din acest motiv putem să avem relație foarte bună, pentru că suntem la același nivel de înțelegere, are la rândul ei firma ei, are pasiunea ei de a cânta, s-a dezvoltat extraordinar și cariera ei și toate aceste lucruri, pentru că și ea s-a dezvoltat. Și atunci am rezolvat practic ambele provocări. Foarte frumos. Ești un familist convins. Și vreau să te întreb cum îți împarți timpul în afaceri și familie. Nu știu exact ce înseamnă familist convins. Știu că e important familia pentru mine și relația pe care am cu soția și fetița noastră de când s-a născut. Echilibru pentru mine între viața profesională și personală e exact ca și mersul pe bicicletă. Niciodată când ești pe bicicletă nu ești 100% echilibrat. Adică nu e ceva de genul am X ore pentru firmă, X ore pentru familie, ci este o continuă echilibrare. Mm-hmm. Câteodată stau mai mult la lucru, câteodată petrec mai mult timp cu ei și această echilibrare. Acum, cum și cât, nu vreau să răspund dintr-un motiv foarte simplu, pentru că e ceva foarte personal. 2 ore pentru mine pe zi cu familia pot să fie perfect și pentru altcineva o să fie foarte puțin, mm-hmm. pentru altcineva o să fie foarte mult. Da. Ceea ce aș recomanda este fiecare să descopere care este timpul de care are nevoie ca să se simtă încărcat, fericit, împlinit, petrecând în diferite zone ale vieții, cum ar fi familie, locul de muncă, pentru că pentru fiecare dintre noi e diferit și nu există un standard. Găsește acel lucru care este ok pentru tine și trăiește. De unde vine nefericirea din punctul meu de vedere este atunci când încercăm să trăim după standardele altora. De ce nu petreci mai mult timp cu familia? Păi dacă mie atâta mi-ajunge și e suficient, ăsta mă face fericit, e ok. Când încerc să trăiesc după standardul tău, ajunge nefericirea, pentru că tu spui, ar trebui să petreci mai mult timp cu familia. Păi nu, tu vrei să petreci exact mai mult timp cu familia. Și atunci, important este să găsim fiecare dintre noi acele ore care ne împlinesc și ne aduc satisfacție. Cum e să fii tătic? Provocator. Provocator. Pentru că Melissa a venit în viața noastră și copiii în general și Melissa la fel, e o oglindă pentru noi. Și copiii pot să scoată ce este cel mai bun din noi, dar pot să scoată ce este cel mai rău din noi. Pentru că ne arată acele comportamente pe care noi le avem și nu le recunoaștem că le avem. Și lucrurile care ne enervează la copiii noștri sunt lucrurile pe care le avem, mm-hmm. dar nu vrem să le cunoaștem, să le recunoaștem că le facem și noi. Și atunci ea a venit ca și o oglindă care de multe ori nu arată un lucru care ne place. Și de multe ori ne enervăm pe oglinda respectivă, de multe ori ne vine să spargem oglinda respectivă, de multe ori ne scoate din sărite oglinda respectivă, dar în același timp
E fantastic, fantastică iubirea pe care are necondiționată față de noi. E fantastic să vezi cum se dezvoltă ea ca și copil. E frumos. E frumos, dar e provocator. Eu cred că este de 10 ori, 100 de ori mai provocator decât să construiești un business. Cu siguranță. Pentru că business-ul până la urmă îi falimentezi, deschizi alt business, e o investiție. Da. Copilul îl educi odată și caracterul îi creezi o singură dată în viața asta și e mult mai provocator. Înainte de venirea pe lumea Melisei, tu împreună cu Vania ați adoptat o fetiță în Africa. Vorbește-ne despre acest moment din viața voastră. Adoptat poate e, sună mult, e da, prea mult prea spus, mult pentru spus. Că era un proiect a unei organizații non-guvernamentale care ajuta copiii din Africa să meargă la școală, să aibă internat, să aibă acces la medic și așa mai departe. Și noi sponsorizam o astfel de fetiță care, datorită sponsorizorilor noastre, care vă spunem ce ridicolă este suma, putea să meargă la un internat, să aibă acces la cărți, da, manuale școlare, la școală, la medic, practic învăța într-o școală particulară din Africa. Suma era 10 euro pe lună. Wow, foarte 10 euro pe lună, în acest moment un copil poate să meargă la școală în Africa și să aibă tot. Și oarecum a fost un exercițiu pentru noi de dăruire, nu era cine știe ce, dar am început pe vremea când nu aveam nici noi foarte mult, aveam puțin, dar din puținul respectiv simțeam că am putea să facem ceva. Și a fost un exercițiu frumos pentru noi, pentru că ne trimitea scrisori, ne trimitea poze și a fost frumos. Și după aceea, la 18 ani, când a terminat practic parcursul ei școlar, s-a întrerupt legătura între noi. Poate într-o zi cine știe dacă ajunge prin Burkina Faso, de unde era ea, să avem ocazia să o cunoaștem. Dar a fost frumos. Acum, ulterior, ne-am dat seama că sunt multe alte cazuri sociale și în țară. Noi am început cu fetița din Burkina Faso când eram în Portugalia încă. Am ajuns în România și ne-am dat seama că zeci de mii de copii cu situații poate mai grele decât și fetița din Africa și am început să ne implicăm în proiecte sociale de aici, din țară, și în continuare facem acest lucru. Foarte frumos. Am o rubrică, Lorand, în cadrul emisiunii Oameni și Povești, răspunde 60 de secunde. Sunt întrebări la care aștept din partea ta răspunsuri succinte. Okay. Și să începem. Ce faci înainte de fiecare webinar pe care îl susții? Rugăciune. Care a fost cea mai mare pierdere financiară în firma ta? 400.000 de euro în câteva luni. Când ai făcut primul milion de euro? La 35 de ani. Cât muncești astăzi pentru firma ta? Aproximativ 2 zile pe săptămână. Ce sfat ai da lui Lorand în urmă cu 20 de ani? Să nu lași fricile să te frâneze, pentru că ele nu există. Dacă mâine ai rămâne fără bani, ce ai face? Același lucru care îl fac și acum. Ai făcut vreodată rate pentru a-ți schimba mașina? Da. Din nefericire. Ce faci atunci când ești sub linie? Îți permiți să stai acolo 3 secunde, să te plângi de ce vrei tu, după care vii peste linie. Când ai fost rob în propria ta firmă? Practic, aproape toată perioada firmei, în urmă cu câțiva ani am reușit să mă eliberez. Rob în firmă înseamnă că nu poți să pleci. Totul depinde de tine. Ok. Eu mai am câteva întrebări și permiteți să ți le adresez. Investești în criptomonede? Da. Cât valorează acum firma ta? N-am făcut o evaluare oficială, dar probabil undeva la 10 milioane de euro. Cum ar fi arătat viața ta dacă nu te-ai fi angajat la Action Coach? Nu știu. Ce nu-ți place să faci? O grămadă de lucruri. Cred că mare parte din lucrurile din firmă nu-mi plac să le fac, de asta le-am delegat. Care sunt mentorii tăi? Sunt foarte mulți din diferite domenii. Nu știu, că lista e prea lungă, pur și simplu. Și ce scurtături ai învățat de la mentorii tăi? Poți să spui o scurtătură, de exemplu? O scurtătură? Da. De exemplu, o scurtătură din firmă. Angajează mai repede decât îți permiți. Pentru că am întârziat foarte mult primele angajări și din cauza asta firma nu s-a dezvoltat cu viteza cu care putea să dezvolte, pentru că mi-era frică să iau oameni pentru că nu o să am bani. Oamenii buni scot banii foarte repede și atunci angajează înainte să-ți permiți. Da. Ți-ai schimbat modelul de afacere, ai trecut pe online, înainte de pandemie, cu cât timp?
Cu un an. Un an de zile. Ce te-a determinat să faci această schimbare? Era planificată trecerea de la evenimente fizice. Ați văzut videoclipul de la început unde aveam seminarii cu sute mii de oameni prin toată țara, multe evenimente. Practic eram firma din România care a organizat cel mai multe evenimente de business într-un an. Și oarecum studiam în același timp trendurile, ce urmează, în ce direcție se duce toată industria asta de educație. Și ne-am dat seama că unul dintre trenduri evidente este zona de online și un alt trend este zona de abonamente. Am văzut din ce mai multe companii care închiriau lucruri în loc să le vândă, da? Și vedem acum din ce mai multe firme de acest gen și ne-am dat seama că probabil că ăsta este viitorul și pentru educație. Și am început să lucrăm la un plan de afaceri sau o schimbare de model de afacere, de a merge din evenimentele acestea offline către online și în același timp oarecum asta susținea promisiunea pe care o făcusesem eu soției mele că după 10-15 ani ne întoarcem în Portugalia. Eu nu aveam cum să mă întorc în Portugalia când aveam 6 evenimente în țară. Și modelul acesta nou de business pe online îmi permitea să lucrez de oriunde din lume. Și în 2018 decembrie a fost ultimul eveniment fizic pe care l-am ținut în fața unui public și din ianuarie 2019 până în martie toată firma era concentrată să lanseze noua platformă online educațională pe bază de abonament, care s-a întâmplat cu un an, exact cu un an înainte de pandemie. Nu știam de pandemie, evident că nu prevedem viitorul, știam că ăsta o să fie direcția. Și din fericire am făcut pasul acesta suficient de repede încât să fim deja bine ancorați în piață, să fim deja destul de cunoscuți în piață când a venit pandemia și să putem să profităm într-un sens bun al cuvântului de lockdown, de lipsa de evenimente și de toată migrația asta spre online a antreprenorilor și angajaților în educație. Și firma noastră era pregătită, era cu oferta pe masă, în așa fel încât să putem să captăm banii din piață. Când ceilalți poate abia se dezmeticeau să își dea seama ce soluții să adopte pentru firmele lor, voi deja, să spunem, erați pe val. Da, da, exact, și literalmente pe val. Dacă vă uitați la vânzările firmei, se vede valul din pandemie. Din fericire ne-am dat seama că valul acela nu a fost doar un simplu noroc și după aia a scăzut, ci suntem în creștere și firma crește în continuare cu o viteză foarte mare. Practic suntem printre cele mai de succes startup-uri în acest moment în România în funcție de vânzări și profit. Dar a fost un moment bun, a fost un moment bun de care am știut să profităm, un moment bun pe care am putut să îl exploatăm într-un sens bun al cuvântului și să câștigăm cote de piață de la firmele care trebuia să închidă pentru că nu puteau să facă evenimente. Loran, timpul a expirat. Eu mai am multe întrebări. Și cum facem? Să mă adresez fix două. Okay. L-ai spus la un moment dat că înainte de fiecare webinar obișnuiești să te rogi. Ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta și în afacerea ta? Sunt foarte des întrebat acest lucru, cum jonglez cu Dumnezeu și business-ul. Eu nu cred în așa ceva, nu cred în jonglare, nu cred în cum împaci pe Dumnezeu și business. Am o filozofie simplă, Dumnezeu este prezent în tot și în toate. Singurul lucru care trebuie să fac este să recunosc că e prezent. El e în webinarul respectiv, el este în procesul de follow-up, el este în procesul de înscriere a oamenilor, el este cu energia mea, el este cu abilitatea mea de a vinde, el este în abilitatea mea de a preda, el este prezent în toate. Depinde doar de mine dacă recunosc că e el sau e meritul meu. Bravo, Loran, 700 de cărți, 250 de mii de euro, ce bun ești. E doar o mică nuanță. Ești bun pentru că Dumnezeu te-a înzestrat cu anumite talente pe care, da, tu le-ai dezvoltat și ai investit. Ești bun pentru că Dumnezeu îți permite să respiri, îți permite să ai acest business. Sau ești bun pentru că ai ajuns tu bun. E doar o nuanță de a recunoaște de la cine ai lucrurile pe care le ai. Și atunci rugăciunea de la începutul webinarului nu are legătură cu hai să-L aduc pe Dumnezeu în webinar. El este oricum în tot ceea ce fac. Rugăciunea pe care o fac eu înainte de orice și o făceam și când făceam seminarii. Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi smerenie, pentru că cu aplauze foarte ușor poți să-ți urce acest ego de mii de oameni stau și bravo, Laurent, felicitări, mi-ai schimbat viața. Și mesaje, mii de mesaje de la oameni care și-au schimbat traiectoria, căsnicia, business-ul în urma sfaturilor, poți să crească ego-ul foarte repede. Și atunci cer înțelepciune ca să pot să predau bine, smerenie să nu-mi o iau în cap și să mă concentrez pe cei care ascultă, nu pe mine. Să mă concentrez pe valoare pe care o aduc lor, nu pe cât de bine performez eu. Ăsta e motivul pentru care și acum, după atâția ani, fac greșeli de vorbire în prezentările mele,
fac greșeli în propriile mele reprezentări, în scris. Și nu am nicio problemă pentru că nu e despre mine. Nu mă interesează, nu mă deranjează, nu mă supăr, nu mă stresează acest lucru. De asta n-am emoții când vin la televiziune, pentru că nu e despre mine. Nu contează, eu sunt imperfect. Și e ok așa. E vorba despre poți să-ți aduc valoare sau nu poți să-ți aduc valoare. Și dacă focusul este pe altcineva, nu mai contează ce crede lumea despre tine, că nu e despre tine. Extraordinar. O ultimă întrebare. Care este cel mai nesimțit vis al tău? Cel mai nesimțit vis este în acest moment să creștem, să fim firma care influențează cel mai mult procentul adulților care se duc în România. Conform statisticilor, România este pe ultimul loc în Europa, cu 1% din populația activă care se ducă continuu. Noi vrem să ajungem la 11%, care este media europeană, și noi vrem să fim firma care, despre care se scrie în istorie, firma aceasta a contribuit mai mult decât Ministerul Educației, mai mult decât un ministru, mai mult decât politicienii. Firma aceasta a contribuit mai mult la creșterea procentului respectiv. E un vis care s-ar putea să nu se împlinească în timpul vieții mele. S-ar putea să dureze 100 de ani, dar nu contează. Noi vrem să fim cei care am pus primele cărămizi în acest sens. Foarte tare. De-abia aștept să se împlinească acest vis, dacă ai zis nu în timpul vieții noastre, dar cumva România să nu mai fie pe ultimul loc și să se ridice, pentru că este nevoie de mai multă educație în România. Laurent, a fost un interviu care pe mine m-a ajutat enorm. Eu am învățat foarte multe din această emisiune. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Și îți urez succes. Dumnezeu să te binecuvinteze și da, să inspiri pe cât mai mulți. Așa să fie, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oamenisipovesti@speranțatv.ro. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine! Thank you.